Am făcut niște cumpărături de la oamenii ăștia de la Kauflandus. Nii unde au lăsat ăștia coșul. Hopa. Nimă, bă, dar asta nu virează, bă, frate. Ioi, dezastru. Ăsta e singurul printre inconvenientele, să zic așa. Uite-o pe Mădălina. Cine o știe pe Mădălina? Ah, Mădălina. No? Ce zici, Vasile? Super, Mădălina. Este mașina lui Cosmin. Despre Cosmin v-am mai povestit. Am și filmat odată cu el în Germania, când mergea pe dubă, să zic așa, pe mașină închisă. Nu știu dacă el se uită la clipul ăsta. Cosmin face parte și el din grupul nostru de WhatsApp. Eu sunt aici la Bistrița. Merg spre Vatra Dorne, el este acasă. Ne-am întâlnit, mi-am făcut eu cumpărăturile. Și vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru înghețată și pentru cafea. Valentin vorbește, filmează, e atent și la trafic, no problem. E ok că sunt pe stradă, stai liniștit. Bun. Și am reușit să mă mai întâlnesc încă o dată cu el, este a doua oară. Și de asta vreau să zic încă o dată, pentru că acest grup de WhatsApp, de fapt, nu a fost făcut ca să mă îmbogățesc eu, da? Grupul ăsta de WhatsApp a fost făcut pentru noi, pentru noi, cei care suntem oameni. Ideea este că, așa cum ești tu, pe ce principii funcționezi tu, la fel sunt și oamenii care îi atragi. Înțelegi asta? Este un principiu exact ca și ăla, adică arată-mi prietenii pe care îi ai ca să-ți spun unde vei fi în următorii 5-10 ani dacă nu te analizezi un pic. Este cel mai fain, printre cele mai faine lucruri care am putut să le creez, să zic așa, cu ajutorul oamenilor, acest grup de WhatsApp. Nu spun asta ca să te impresionez pe tine, îți spun asta că oamenii contează. Este a doua resursă, dacă vrei să o iei așa, după timp, pentru că timpul este principala resursă care o avem cu toții și tu și eu, sunt oamenii. Atunci când vei începe să pui în prim plan oamenii și după aia o să pui banii, e perfect. Este absolut perfect. De ce zic asta? Pentru că se pot naște noi oportunități. Și aici să știam. Ăla vorbea la telefon, are voie? Habar n-am, poate că da. Și de asta consider că grupul ăsta de WhatsApp aduce beneficii pentru tot grupul. Adică suntem un grup care ne ajutăm între noi. De multe ori v-am zis, băieții se văd între ei. Sunt oameni care nu s-au cunoscut și poate că nu s-ar fi cunoscut niciodată unii cu ceilalți, dar s-au cunoscut prin intermediul grupului. Da, deci când creezi o comunitate, este foarte important să fii acolo. Să înțelegi de ce ai făcut comunitatea, ce vrei de la comunitatea respectivă. Nu știu dacă mă înțelegi foarte bine, probabil că mă repet cu unele chestii și e posibil să nu mă înțelegi dacă nu ai experimentat lucrurile astea. E foarte posibil să nu mă înțelegi. Nu m-am întâlnit cu tot grupul, m-am întâlnit cu unii dintre cei din grup, cu unii de mai multe ori. Toți sunt băieți faini. Asta pot să zic cu mâna pe inimă. Da. Asta cred eu despre grupul nostru de WhatsApp, asta cred eu despre oameni. Cred că pe aici pe undeva trebuie să descarc, pe acolo. Probabil că mâine. Nu mai știu exact, dar parcă aici. Da, uite aici, în gangul ăsta. Uite acolo. Oamenii sunt cei mai importanți, lene, de asta... Uite și locul ăsta de muncă care îl am acum. Am sunat și zic, domnule, mai aveți nevoie... Pardon. Dar a venit să scot un sunet din ăla, dar m-am abținut. A ieșit așa, înțelegi, mata? Și ăsta e cu fază lungă sau ce? Care-i treaba acolo?
A, vrea să depășească și e pe fază lungă, nu înțeleg. E nervos că merg cu 50 în localitate? Nu, mergi mai tare, costă 80, ce să zic. Eu am greutate pe mașină, sunt aici înăuntru, în sătuc, merg încetuți. Nu, bun, dai pace. E cu Duster-ul. O să-i dea pe aici, că n-are ce să facă, tot îmi semnalizează. No, ia-te, frate, și du-te, dacă vrei să te duci pe aici, ce să zic, du-te. E doar de la Suceava și atâta tot. Dă-i pace, nu trebuie să-i vedem numărul, dă-le pace să meargă. E foarte important să circul cu atenție, mai ales pe aici pe sate. De ce zic asta, mă? Pentru că sunt bicicliști, sunt căruțe, sunt copii care pot țâșnește unul deodată aici. Când mai opresc eu mașina asta cu o grămadă de kilograme dacă merg cu 80, cu 90 pe aici? A? Dar poate el nu mai are timp de reacție și se uită după șapca lui de la Baumax. Eu nu pot să înțeleg pe oamenii ăștia, mă, frate, mie mi-e greu câteodată. Nu știu, poate că sunt aiurit, dar am experimentat lucrurile astea. Păi așa mergeam pe Franța aia de zicei că-s nebun la cap. Știi ce zic? Până a început blitzul ăla, 90 de euro. Aoleu, dar ce trebuie cu ea, zic? Păi a venit o amendă, 90 de euro. Vai, mama mea, nu înțeleg. Ha, da, ia de aici. Nu vorbesc neapărat de bani. Vorbesc de pericolele care se pot întâmpla. Ai văzut și ăla, o depăși pe linie continuă, pe dublă, nicio treabă, frate. Băi, ok, mă uit la trafic, vreau să văd dacă sunt mulți în spatele meu sau nu sunt mulți. Da? Să-i las să treacă, mă dau deoparte dacă merg mai încet. Dar atâta timp cât aici este drum de 50, eu merg cu 50. Poate că o să merg cu 40. Nu trebuie să te superi pe mine. Trebuie să înțelegi că am niște kilograme pe mașină. Da? Și este responsabilitatea mea ca acea fereastră să ajungă la omul ăsta, ca omul ăsta să vină să-i o ducă lui mătușita și să-i pună geamurile. Înțelegi ce zic? Nu știu dacă înțelegi. Probabil că-s cam aiurit câteodată, dar așa sunt eu. Unirea. No, nu pot să mă accelerez că e curbă și am marfă înaltă și face balans și risc să mă răstorn. Și ce câștig? 3 minute? 5 minute? Pentru ce? Pentru ce? Înțelegi cum zic? Cosmin, îți mulțumesc încă o dată pentru tot. Vă mai mulțumesc și vouă celor din grup. Și ce să zic, nene? Să fim exact cum suntem acum. Sau dacă nu, mai bine decât suntem acum. Uite-l pe ăsta, bă, ăsta-i prietenul meu. Ăsta cu țigla, îl știu pe omul ăsta, l-am mai văzut eu pe undeva, dar nu știu de unde îl știu. Și tu ai tot Iveco? Servus, nu vrei să saluți? Bine, bine. Mercedes, ai, 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 mi-amor. Nene, te salut.